Lăudat să fie numele Domnului și aș vrea ca, într-adevăr, toată slava, toată gloria să fie a lui Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta pentru că nu vrem ca, în vreun fel sau altul, slava să fie atrasă spre noi cei prezenți la închinare, ci numele lui Dumnezeu să fie glorificat în toate. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că am ajuns în ceas de sărbătoare. Este o bucurie pentru noi să ne amintim de lucrarea de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos. Prilej nimerit de a ne bucura, de a ne închina în casa lui Dumnezeu și așa cum spune un cuvânt din Cartea Sfântă, aceasta este ziua în care ne bucurăm și ne veselim fiind prezenți la închinare, lăudat să fie numele Domnului în toate. Amin. Prilej de sărbătoare pentru biserică, prilej de sărbătoare pentru familia Coșman, dorim ca Dumnezeu să îi binecuvânteze în mod special pe Andrei, pe Denisia, pe tânărul de acum Fineas și de ce nu pe micuțul Milan, adus la binecuvântare în casa Domnului. Așadar, vă salutăm pe toți la închinare în ziua de astăzi, în mod special familia lui Andrei, familia Denisiei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă facă binecuvântare Dumnezeu și mă uit la fratele Avram în calitate de patriarh, Dumnezeu să vă binecuvânteze în calitate de străbunic, dacă nu greșesc, fratele Marcel tânăr bunic, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă dea binecuvântare, fie că v-ați așezat în sală sau că v-ați așezat la balcon, Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate și să vă mulțească de 1000 de ori pe atât. Amin? Amin, amin. Spuneți, fraților, că e de bine, zicem de bine. Aș vrea ca în dimineața aceasta să purcedem la slujba aceasta de binecuvântare, smerindu-ne cu toții înaintea lui Dumnezeu, cerând ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste micuțul Coșman, da, Milan, Dumnezeu să-l binecuvânteze și în același timp să ne îndreptăm privirile către ceea ce numim sărbătoarea intrării Domnului nostru Iisus în Ierusalim. Evident, sunt lucruri frumoase în cuvântul lui Dumnezeu legat de sărbătorile acestea, legat de sărbătoarea aceasta și am vrea ca în perioada aceasta să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm prin cântare, să ne închinăm în rugăciunile noastre, dar în același timp Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Lui. Toată slava să fie a Domnului și de data aceasta amin. Cântarea numărul 9, n-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ. La refren cântăm Osana Domnului. În timpul cântării acestea invit familia Coșman, Andrei și Denisia împreună cu băieții aici în față, în rândul întâi, după care Miriam și Naomi vor avea o cântare spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze slujirea în întregul ei, după cântarea fetelor, corul mixt al bisericii. Și apoi vom poposi puțin în cuvântul lui Dumnezeu, iar apoi ne vom ruga ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea Lui. Atâta uimire, vin pe genunchi să mă-nchin. Ți-aduc, Doamne, azi mulțumire pentru darul ce l-am primit. Vreau să-mi văd
peste adunarea lui din locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze casele noastre, ale fiecăruia. De aceea cred că avem o datorie sfântă de a ne binecuvânta unii pe alții. Dumnezeu să vă binecuvânteze casele, familiile, să vi binecuvânteze Dumnezeu pe cei dragi ai dumneavoastră, pe cei de aproape, de departe, cei care sunt prezenți sau care nu pot fi prezenți împreună cu noi la închinare. Dumnezeu să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. În mod special în dimineața aceasta dorim ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea peste familia lui Andrei și a Denisei. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească mari și să vă facă binecuvântare unul pentru celălalt. Mă gândeam la faptul că fratele Andrei e pe partea sa de șoferie, știe să conducă. Nu de puține ori m-am intersectat cu dumnealui în trafic, eu cu mașină mică, el cu mai mare. Așa ne salutăm și în calitate de colegi, coparticipanți la trafic, dar în ziua de astăzi avem bucuria și plăcerea de a ne saluta fiind prezenți în casa Domnului ca frați în Hristos. Dacă de obicei fratele este preocupat de mașini mari, de condus, de treburile astea, de data asta a fost preocupat să-și conducă familia în casa Domnului și asta este un lucru extraordinar și nu cred că există lucru mai frumos și mai important decât să-ți aduci copiii în casa Domnului. Lucru de o responsabilitate maximă pentru fiecare dintre noi. Dincolo de a ne învăța copiii să scrie, să îi scălească, să citească, de a învăța să facă bani, poate avem datoria sfântă de a învăța reverența, respectul, teama față de Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt la mintea și la inima noastră, să ne responsabilizeze și noi înșine să ne responsabilizăm în privința aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze orice familie, cu copii, cu nepoți, cu strănepoți. Dumnezeu să binecuvânteze marea familie a Bisericii Maranata. Amin. În ziua aceasta ne amintim de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. O intrare pe care o comemorăm, o sărbătorim, un timp în care ne uităm și la învățători, ne uităm și la mai mari vremurilor de atunci care cunoșteau foarte bine Scripturile, dar în toată povestea asta, dincolo de scandările și de ceea ce strigau cei din vremea Domnului Iisus, surprinde un episod al copiilor, un episod în care evangheliștii zăbovesc asupra a ceea ce strigau copilașii, copiii fiind la templu. Când spun copilași, mă gândesc la băieței de 12 ani, care în conformitatea tradiției evreiești trebuiau să fie aduși la templu, erau considerați maturi, suficient de în stare să-și asume responsabilități în vremea de atunci. Și îi găsim în paginile Sfintelor Scripturi, în versetul 15, în textul care ne-a fost citit deja de la rugăciune, zice, preoții cei mai de seamă și cărturarei, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și spune versetul următor, i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Dumnezeu este Cel care în înțelepciunea Lui prorocește, dacă vă uitați încă din Psalmul 8, versetul 3, prorocește ceea ce urma să se întâmple în ziua aceasta a intrării în Ierusalim, chiar dacă cei care strigau nu erau prunci, tocmai la nivel de lăptic, ci erau mai mărișori, puteau să strige, erau suficient de bine informați în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, strigau Osana și întrebare pentru noi, ce înseamnă Osana? Da? Ce strigau? Ce cântăm? Că noi am cântat în dimineața aceasta, Osana, Osana, Osana. Este nimic altceva decât un citat din Psalmul 118, vreau să vă citesc
câteva versete profetice din Psalmul 118, ca să vedeți nivelul de cunoaștere sau de cunoștință a băiețeilor, a copiilor ăstora care veniseră și ei foarte posibil pentru prima dată la templu. Psalmul 118, versetul 21, și vă voi citi câteva versete. Psalmul 118, versetul 21 zice așa: Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Versetul 22, profeție clară, zice: Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea copiilor noștri. Versetul 24, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Versetul 25 este apariția acestei expresii Hoșiana sau Hosana în greacă sau Hosana în latină, cum vrem să-i spune, Hoșiana, adică versetul 25, Doamne, ajută, Doamne, salvează, Doamne, mântuiește-ne. Și versetul 25 zice, Doamne, dă izbândă. Este strigarea, în acest Hosana, este strigarea după ajutor. Și un mesaj pe care cred că l-au transmis părinții către copii, vorbesc de cei care strigau în templu, este că doar Dumnezeu este Cel care poate da ajutorul. Și cred că ăsta este un mesaj pe care trebuie să-l transmitem și noi generației care vine după noi, că ajutorul nu vine din sistemul politic, ajutorul nu vine din sistemul bancar sau financiar, ajutorul nostru ca națiune sau ajutorul pentru familia noastră, pentru noi ca indivizi, ajutorul vine de la Dumnezeu. Și cred că este normal ca în viața fiecărui băiat, a fiecărei fete, a fiecărui bărbat sau femeie, să fi smerit cel puțin o dată înaintea lui Dumnezeu și să fi strigat Hosana, da? Doamne, ajută-mă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, salvează-mă. Da? Dumnezeu să fie lăudat pentru părinții care își învață copiii cuvântul lui Dumnezeu. Poate nu cunoșteau, poate nu înțelegeau pe deplin, dar cu siguranță puterea exemplului este de neprețuit. Erau prezenți la templu, foarte adevărat că mulțimea ucenicilor începe să strige, începe să scandeze și dacă vă uitați, evangheliștii amintesc în Marcu 11 cu 9, zice, Hosana, binecuvântat, este Cel ce vine în numele Domnului, da, Hosana în cerurile prea înalte, Hosana, fiul lui David, da, ce era această strigare? Era o strigare după ajutorul lui Dumnezeu, dar foarte interesant. Versetul 26 din Psalmul 118, acea profeție preluată cu copy-paste, da? Dar cu drept de autor, cu notă de subsol de către copii și de cei care scandau la intrarea în templu. Versetul 26 continuă și zice, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Versetul 25, acest Hosana este nimic altceva decât un strigăt după ajutor. E un apel către Dumnezeu în care ceri ca Dumnezeu să intervină. Strigi pentru că ești dependent de ceea ce face Dumnezeu și recunoști că nu ai mântuire dacă nu te ajută, dacă nu intervine Dumnezeu. În versetul 26 are loc acea schimbare de macaz, dacă vrem, în care are loc adorarea numelui lui Dumnezeu și zice, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Este frumusețea lucrării Duhului Sfânt în viața omului. În momentul în care omul recunoaște starea lui păcătoasă, strigă către Dumnezeu, recunoaște neputința, Dumnezeu este Cel care în mod misterios, în mod tainic, lucrează naștere din nou în viața omului, care strigă după ajutorul Dumnezeu. Și în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu și Dumnezeu îl aduce la viață, începe acea lucrare de adorare a numelui lui Dumnezeu. Zice, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. E o practică biblică să binecuvântăm numele Domnului. Este o practică biblică să ne binecuvântăm copiii. Este o practică biblică să ne binecuvântăm nepoții. Este o practică biblică să ne binecuvântăm strănepoții. Și o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu să ajungi să-i vezi pe copiii copiilor copiilor tăi.
Da, Dumnezeu să binecuvânteze toți bunicii și bunicele. Amin, amin, amin. Dar în mod special în dimineața aceasta vreau să zic că Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei care au selectul statut de străbunic. Da, este un har și un dar aparte pe care îl face Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ajungeți să-i vedeți pe copii, copiilor, copiilor dumneavoastră. Amin, amin. Ei, avem niște copii, avem niște băieți, niște băiețandri, niște bărbăței, dacă vreți, care merg la templu și nu știu dacă greșesc dacă spun că au emoția intrării la templu, acea reverență, acea stare de pietate, de frică pentru că au fost învățați teama de Dumnezeu. Și în tot vuietul ăla, pentru că era un timp de pelerinaj, oamenii mergeau la templu, acolo apare Hristos. Și Hristos se oferă și se prezintă ca fiind mielul lui Dumnezeu care iartă, care urma să-și verse sângele în vederea iertării păcatelor. Ei bine, copiii aceștia tulbură un templu întreg pentru că i-au întors pe cei bătrâni cu ochii către Scriptură. Copiii aceștia tulbură pe mai mari din vremurile atunci pentru că i-au întors cu privirea către cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus tulbură pentru că îi întoarce cu privirea către Zaharia 9 și 9, zice, iată că împăratul tău vine la tine, da, acum neprihănit, blând, biruitor, spune Zaharia, smerit. Și în toată mulțimea, copiii aceștia cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Au fost învățați cuvântul lui Dumnezeu. Imită pe părinților care scandează, care strigă și ei laudă la adresa lui Dumnezeu. Ce înțeleg din Osana? Osana înseamnă, în primul rând, după conceptul Vechiului Testament, salvează-ne. Da? În modul în care descrie Matei, zice, salvează-ne fiul lui David. Osana, fiul lui David, au văzut în Hristos, în Domnul Iisus, l-au văzut pe Mesia. Și este mare lucru ca fiii noștri, copiii noștri, să-L vadă pe Iisus ca fiind Mântuitorul, ca fiind Salvatorul, ca fiind Regele. Dar în același timp, Osana nu este doar o strigare după ajutor, ci Osana este o strigare de adorare, de proslăvire a numelui lui Dumnezeu. De aceea cântăm și de aceea în cântările noastre avem mesajul acesta de Osana, pentru că prin strigarea aceasta, prin cântarea aceasta, îl recunoaștem pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Osana, mântuiește-ne, Doamne, dar fii lăudat pentru că Tu ești Mântuitorul nostru. Amin, amin. Aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe micuțul Milan, da? L-avem pe micuțul Karim, da? Nume de fotbalist. Avem pe micuțul Milan. Vorbeam cu frații, zice, domnule, mi-amintesc de Milan Baroș. Da? Frații știu numele. Da? Dumnezeu să-l binecuvânteze, să fie un om al lui Dumnezeu. Amin, amin. Și micuțul Fineas și micuțul Milan să fie o binecuvântare pentru casa lui Andrei și a Denisiei. Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate. Ceea ce doresc pentru casa mea, doresc și pentru casa voastră, binecuvântarea lui Dumnezeu, să vă crească Dumnezeu mari, sănătoși și credincioși. Amin, 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 amin. Haideți să nu-i ținem foarte mult în față, cu toate că micuțul Milan e la Andrei și poate să mai stea, nu-i așa? De obicei copilașii stau mai mult la mama. Dar în dimineața aceasta aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Noi rostim binecuvântarea, în sensul că implorăm ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea. Noi cerem ca Dumnezeu să dea binecuvântarea și credem că ceea ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat în veci. De aceea, haideți ca biserică să venim în rugăciune și așa cum obișnuim, vom citi un cuvânt din Cartea Sfântă, după care ne vom ruga, vom cere ca Dumnezeu să îl binecuvânteze pe micuțul Milan și Domnul să fie lăudat în veci. Haideți să ne ridicăm cu întreaga biserică, alături de familia Coșman aici în față, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Andrei și Denisia,
Și aș vrea ca în mod special să ne rugăm pentru tânărul Milan. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în cartea Numeri astfel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, așa să binecuvântați pe copiii lui Andrei, pe copiii familiei Coșman și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Milan. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Milan. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Milan. Amin. Amin. Am vrea ca bunul nostru Dumnezeu să reverse binecuvântarea peste micuțul Milan în dimineața aceasta și aș vrea ca în rugăciunea străbunicului, părintele Avram, fratele Avram, apoi prin rugăciunea bunicilor, da, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și apoi fratele Andrei, sora Denisia și la urmă subsemnatul. Începem cu fratele Avram, apoi dăm legătura bunicilor și apoi părinții vor cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne rugăm. Ai binecuvântat, Doamne, viața mea, Doamne, ca să mai fiu în casa ta, Doamne. Îți mulțumesc, m-ai trecut prin atâtea încercări și binecuvântări, Tată. Doamne, de multe ori ai putut să-mi iei viața, dar m-ai binecuvântat viața și sănătate. Îți mulțumesc că am ajuns să văd și strâng nepoții mei, Tată. Te rog să binecuvintezi pe micul Milan, Doamne. Doamne, te rog să-l crești mare, să-i dai sănătate, să-i dai înțelepciune, Tată, scump. Doamne, ca să fie un copil al Tău, Doamne, binecuvintează-și pe Andrei și pe Denisa, Doamne, ca să știe să-l crească, Doamne, ca să fie învățături, Doamne, și să fie credincioși, Doamne. Îți mulțumim pentru toate și rămânem la picioarele Tale, toate acestea m-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, te slăvim și îți mulțumim pentru harul minunat de a fi și în dimineața aceasta în casa Ta. Doamne, în fața tronului Tău de har venim și îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-ai revărsat în viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus în noi gândul veșnicie și îți mulțumim că suntem aici doar datorită harului Tău, doar datorită faptului că mâna Ta cea bună a vegheat asupra noastră. Doamne, vin în dimineața aceasta și mă rog pentru toți copiii mei, da, să-i ții în mâna Ta, în bocrotirea Ta, mâna Ta cea bună să vegheze asupra lor și, Doamne, să-i ții lângă Tine și lângă cuvântul Tău. Să-i ajut, Doamne, să caute pacea și sfințenia. În mod deosebit, în dimineața aceasta, mă rog pentru familia lui Andrei și Denisia. Mă rog pentru Phineas și, în mod special, Doamne, pentru Mila. Doamne, Tu ai spus că să punem numele Tău, să chemăm numele Tău peste copiii noștri și Tu-i vei binecuvânta. Doamne, Te rugăm, revarsă-ți harul Tău binecuvântat în dimineața aceasta, pe Mila. Dorim, Doamne, ca el să crească pentru Tine și împărăția Ta. Doresc, Doamne, ca atunci când va ajunge la vârsta, când va decide, să aleagă calea Ta, să aleagă să Te slujească pe Tine și să crească pentru Tine și împărăția Ta. Te rugăm, dăruiește-i binecuvântarea Ta. Te rog, Doamne, dăruiește-i înțelepciune și dăruiește-i sănătate. Și, Doamne, Tu să-L păzești de tot ce îi se poate întâmpla rău. Te slăvim și îți mulțumim că ne iubești. Te slăvim și îți mulțumim pentru toate numele și pentru meritele Domnului Iisus care a adus mântuire în viețile noastre. Amin. Amin. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru că astăzi putem să stăm în fața măreției Tale. Și-ți mulțumim pentru aceasta. Te slăvim, Doamne, Tatăl nostru din ceruri, pentru nepoței noștri care ne-ai dat Te rugăm și îi ține cuvintele Tale. Tău, Doamne, care te vezi sănători. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu te îngrijești de ei. Te-am văzut când trebuie să te aleagă pe Tine, Doamne. Dă-ne înțelepciune să te leagă pe Tine pentru ca să fie în continuu cu Tine. Îți mulțumim pentru dragostea care ne poți în fiecare clipă din viața noastră. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca noi, ca bunicii, Doamne, să ne rugăm pentru ei. Iar pe Gen și Andrei, Doamne, păi niște oameni
potriviți cuvântului Tău, Doamne, de poate să poată să crească acest copilaj în frică și temere de Tine. Și dacă ne-am convidită, Doamne, să Te aleagă pe Tine. Îți mulțumim pentru toate și Te binecuvântăm. Amin. Amin. Această dimineață și să mulțumim că suntem prezenți în casa ta. Să mulțumim că ne putem bucura, Doamne, împreună cu cei doi copiii noștri, Doamne, să mulțumim pentru că sunt binecuvântare pentru noi. Vreau să fie binecuvântare pentru biserica aceasta, pentru orașul acesta, Doamne, și ajută-ne să ne bucurăm de ei, Doamne, să ne bucurăm și Tu de ei, Doamne, și în toate să facem voia Ta. Să mulțumim pentru că Tu ne-ai purtat de grijă până aici, trebuie să facem foarte mare, Doamne, pentru mila în mod special, Doamne, să păzești pe calea aceasta, Doamne, în lumea aceasta, Doamne, și Tu, Doamne, să fii acela care îl ocrotește. Să mulțumim pentru toate, Doamne. Amin. Domnul Tău, Fărinte, și îți mulțumesc pentru darul pe care mi-ai dat de mama. Te rog ca Tu să mă dezbrezi cu zilele și de crește. Te rog ca Tu să binecuvântezi copiii, ca ei să ei pot crește spre slava și gloria Ta. Te rog ca pe noi să ne binecuvântezi cu sănătate, să putem învăța tot ce este mai bun. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Sfințească-se numele Tău prin viața fiecăruia dintre noi și în mod special sfințească-se numele Tău în familia Coșman. Doamne, Te rog să îi binecuvântezi pe Andrei și Denisia, binecuvântează-l pe Phineas, dar în mod special în ziua de astăzi să rugăm pentru micuțul Milan să-l binecuvântezi. Te rog, Doamne, să-i dai o creștere armonioasă, Te rog, Doamne, să-i dai o dezvoltare normală și Te rog, Doamne, să-i porți de grijă din punct de vedere fizic. Te rog, Doamne, să-i porți de grijă de pâinea cea de toate zilele. Ajută-L, Doamne, ca niciodată să nu ducă lipsă de hrana cea de toate zilele. Binecuvântează-L pe El, binecuvântează familia în care L-ai așezat. Dar, Doamne, Te rugăm în același timp să-L binecuvântezi din punct de vedere spiritual. Te rog, Doamne, să lucrezi la mintea, la inima Lui. Lucrează la vremea potrivită în vederea mântuirii și Te rugăm, Doamne, ca Tu să-L binecuvântezi în privința aceasta. Te rog, Doamne, să-L binecuvântezi cu binecuvântări cerești, cu binecuvântări duhovnicești, binecuvântează-L cu binecuvântări materiale, dar Te rugăm, Doamne, în același timp să-L faci binecuvântare pentru cei din casa Lui. Te rog, Doamne, să-L faci binecuvântare pentru biserica Ta, pentru lucrarea Ta și Tu, Doamne Tată, prin Duhul Sfânt m-a rugat în numele Domnului Iisus, fii lăudat în veci. Amin. Amin. Domnul Iisus.